Bună dimineața! După o lungă perioadă de sărbători, revenim la practica Partidului Coaliției pentru Unitate și Bunăstare de a avea conferințe tematice. Astăzi vom vorbi despre energie. Lucrul cu care ar trebui să începem este că exact în anul 2022 a fost probabil în ultimii 20 de ani cea mai grea și problematică istorie a relațiilor și a dependenței de piața externă de energie. Republica Moldova a cheltuit peste 16,4% din PIB pentru a achita costurile la energie importată. În valoare nominală, asta a însemnat peste 2,4 miliarde dolari care au fost achitați pentru toate tipurile de energie. Despre repercursiunile, efectele acestui fenomen a energiei extrem de scumpe asupra economiei private, asupra instituțiilor statului, asupra consumatorilor, vom vorbi astăzi împreună cu colegii mei, domnul Sviatoslav Mihalache, care va scoate în evidență câțiva factori care sunt extrem de importanți pentru starea economiei de Republica Moldova și privitor la perspectivele anului 2023. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua tuturor! Deci astăzi se împlinesc 75 de zile de când de la investirea guvernului Rician și de când CUP a solicitat guvernului să investigheze achiziția atât a gazelor naturale și asumate de către guvernul PAS în timpul mandatului Gavriliță. În aceste 75 de zile, guvernul condus de Dorin Rician, din păcate, a luat apă în gură și nu răspunde la necesitățile cetățenilor de a cunoaște prețul la care Energocom a achiziționat gazele naturale în anul 2022 și cum au fost gestionate aceste resurse. Guvernul n-a răspuns la întrebările de ce oamenii au scos din buzunarele sale aproape de 3 ori mai mulți bani pentru facturile la gaze și de ce Andrei Spânu, cel care a avut responsabilitatea să negocieze la un preț adecvat pentru cetățeni, nu este sancționat. Suntem cu toți marturi a unui protecționism tăcit pentru cei care se fac vinovați de niște gafe de proporții naționale, a căror consecințe le suportă cetățenii de rând. Mai mult ca atât, guvernul continuă să mimeze grija față de cetățeni și dă dovadă de o incompetență nemai văzută în privința gestionării banilor publici, banilor noștri, a cetățenilor. La capitolul gestionării banilor publici, guvernarea ratează posibilitatea de a contribui la deficitul bugetului de stat. Astfel, pe contul Energocomului la Victoria Bank sunt stocați aproape 7 miliarde de lei pe depozit la vedere. Lucru care înseamnă că acești bani sunt la discreția băncii, nu generează un profit pentru compania Energocom și sunt devalorizați de inflație. Aceste mijloace, dacă ar fi fost investite în valori mobiliare de stat pentru o perioadă de cel măcar jumătate de an, noi, de fapt, Energocom, compania Energocom, dar ea este acea de stat, ar fi putut aduce circa 350 de milioane de lei. Profit pentru companie, respectiv pentru stat, și ar elimina devierile financiare despre care vorbește guvernul. Știm foarte bine că Ministerul Finanțelor, acum 14 zile în urmă, era la un pas de aproape de un default tehnic. Cu toate acestea, guvernarea, fie din necunoaștere, fie din reavoință, nu a utilizat banii de pe balanța contului Energocom, care puteau fi utilizați în interesul cetățenilor, reducând costurile. Dar să nu uităm despre cele 300 de milioane de dolari care au fost un ajutor din partea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Acea sumă de bani a fost transferată către Ministerul de Finanțe și, din păcate, era implicată
putea fi folosită, putea fi folosită într-o gestionată, acești bani puteau fi gestionați cu mult mai util pentru cetățenii Republicii Moldova. Din ce, situația excepțională este folosită ca un instrument înregistrat de către PAS pentru a gestiona eficient resursele alocate. Guvernul a admis pierderi din tranzacția aceea de 300 de milioane de dolari până la 100 de milioane de lei pentru serviciile bancare și pe diferență de curs valutar. Pierderi pe diferență de curs și pierderi pentru serviciile bancare. Noi vedem o imaturitate teribilă demonstrată de guvernul PAS la gestionarea banilor publici și a bugetelor. În domeniul energeticii, guvernarea nu doar că nu a știut să asigure un preț adecvat la gaze naturale, dar a admis menținerea unui preț mare la energie electrică prin achiziționarea energiei electrice din Ucraina, pe care la rândul ei o achiziționează de la centrală cu Ciurgan. Ucraina fiind un intermediar și intermediar, regiunea transnistreană producătorul, iar Republica Moldova perdantul. În acest fel se formează un carusel energetic, care prin analogie poate fi asemănat cu cel din sistemul bancar din 2013-2014, în urma căruia Republica Moldova a avut de pierdut aproape un miliard de dolari. În acest caz, pierderile sunt la fel de distrugătoare pentru economia națională. Guvernul Gavrilița, ca și actual guvern, promovează discursul conform căruia Republica Moldova trebuie să cumpere energie electrică de la centrala cu Ciurgan și nu din România, pentru că prețul este mai avantajos, astfel justificând livrarea gazelor și acordarea licenței. Cu toate acestea, cetățenii Republicii Moldova plătesc un preț mai mare pentru energia electrică decât cel la care acesta este vândut în Ucraina de către centrala cu Ciurgan. Deși tariful energiei electrică a scăzut de la 3 lei 42 de bani la 2 lei 99 de bani pentru un kilowatt, CUP consideră că acest tarif este exagerat, este menținut artificial la aceste cote și după calculele noastre estimative ar trebui să fie maxim la 2 lei 22 de bani pentru un kilowatt. Astfel, guvernul continuă să sărăcească economia națională și cetățenii și îi adâncește tot mai mult într-o gaură financiară. Subiectul energetic este unul care îi depășește cu desăvârșire pe demnitarii actuali. Guvernul, în ciuda declarațiilor că se opune sau chiar luptă cu grupările care promovează interesele proruse, este profund dezinteresat de securitatea statului. De pe site-ul Mold Electrica vedem cu ochiul liber că nodul hidroenergetic Dubăsari produce energie electrică de câteva ori mai mult decât ar fi necesar pentru o localitate cu același număr de populație și capacitate de consum. Din sursele noastre, energia electrică care se produce acolo, cu permisiunea Chișinăului, se folosește pentru alimentarea fermelor cripto, care aparțin grupărilor apropiate forțelor anticonstituționale din stânga Nistrului. Astfel, prin licența acordată nodului hidroenergetic Dubăsari, Chișinăul de fapt sprijină și interesele economice ale grupărilor criminale. CUP este profund îngrijorată de evoluția lucrurilor din regiunea transnistreană și de insecuritatea care este ignorată de actualul guvern. Pasivitatea guvernării trezește mari suspiciuni și neîncredere în privința integrității, bunilor intenții și capacităților demnitarilor care se află la cârma statului. Cerem, cum am cerut și acum câteva zeci de zile în urmă. Desecretizarea contractelor privind achiziționarea resurselor energetice începând cu anul 2021 și până în prezent, începând cu păcură, energie electrică și gază. Efectuarea controlului financiar la Energocom și informarea publicului privind condițiile de contractare a furnizorilor de resurse energetice. Investigarea situației privind producerea și consumul energiei electrice în regiunea transnistreană. Prezentarea considerentelor logice
De ce Moldova nu procură toată cantitatea necesară de energie electrică de la Cuciurgan, din moment ce aceasta poate asigura statul cu energie la un preț mai mic? Energie la un preț mai mic, economie mai bună. Deci bunăstarea noastră va crește atunci când vom avea un tarif mai scăzut. Și să știți că energia electrică are o influență negativă asupra bunăstării noastre. Să nu uităm de acest lucru. În același timp, un ultim mesaj aș fi vrut să-l transmit pentru ziua de azi, către guvernanții să adresez către guvernanții noștri și în special domnul Grician. Stimați guvernanți, ar fi bine să nu uitați că sunteți angajații cetățenilor Republicii Moldova și sunteți obligați să răspundeți la toate întrebările cetățenilor. În acest context vă sugerez, înainte de a răspunde cetățenilor, să consultați 7 ani de acasă și puteți să consultați și dicționarul explicativ al limbii române, în care verbul a miorlăi se atribuie pisicilor și nu cetățenilor. Să nu vă plângeți. Să nu vă plângeți atunci când o să fiți penalizați. Memoria colectivă a cetățenilor este fenomenală. Vă mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări, puteți să vă adresați. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Întrebarea? Da. Stai. Mulțumesc.